Pui un gram de magie și adaugi multă energie. La Măruță se știe. Bună ziua, bună ziua, oameni buni! Astăzi, din păcate, scena muzicii Lăutărești a mai primit o veste tristă. Nelu Ploieșteanu, unul dintre cei mai iubiți artiști ai genului, a pierdut lupta cu virusul care ne bântuie de mai bine de un an. Artistul avea 70 de ani și a murit azi dimineață la secția de terapie intensivă a Spitalului Floreasca, acolo unde era internat din cauza complicațiilor suferite în urma infectării cu SARS-CoV-2. În cei 13 ani de emisiune, știți cu toții, l-am avut de foarte multe ori invitat în platou. A fost mereu modest, omul ăsta a iubit viața și muzica de petrecere și în cei peste 50 de ani de carieră a adus bucurie și emoție în sufletele celor care l-au ascultat. Dumnezeu să-l odihnească în pace, condoleanțe familiei și haideți să ne aducem aminte de Nelu Ploieșteanu așa cum l-am cunoscut de-a lungul timpului. Așa m-am născut, lăutar, și așa vreau să mor. Beau că viața e prea scurtă, e un jalipopas. Sunt dureri fără glas care își caută balsam. Aștept să mă ia Dumnezeu când o vrea. Beau că inima mea e pribeagă și în lumea întreagă pe nimeni nu am. Toate marile personalități ușor-ușor încep să ne părăsească. Încă din adolescență, Ion Dumitrache, care se poreclea mai târziu Nelu Ploieșteanu, și-a făcut doi prieteni de nedespărțit, pianul și acordonul. Iar acești prieteni i-au adus milioane de oameni care l-au prețuit și-l vor iubi întotdeauna. Am iubit și am să iubesc, mâine că măcar să mă prăbădesc, și ce-mi place tot iubesc, păi că am iubit în a mea viață, și volteancă și armeancă, o coață de moldoveancă, bate-o norocul s-o bate. La începutul anilor 70 s-a mutat în București și a devenit în scurt timp o vedetă neprețuită a vremurilor. A ajuns să fie invitat la cele mai mari și fastoase evenimente ale acelei perioade. I-a cântat lui Nicolae Ceaușescu, dar și altor președinți care i-au urmat acestuia. Nelu Ploieșteanu a susținut nenumărate turnee în țări precum Spania, Italia, Germania, Belgia sau Olanda, asta chiar și înainte de Revoluție. Doar un singur dom ar îmbăta, ce bine ar fi, ce bine ar fi. În cei mai tulburi ani ai comunismului, în momentele în care țara noastră era pictată în alb și negru, el colora sufletele românilor cu muzica și carisma lui. Nelu Ploieșteanu ne-a entuziasmat neamul 52 de ani. Multa mai umbla prin lume, fiindcă am vrut să duc mai bine. Mi-am dat seama peste anii mei, unde-s bani și dușmani. Dacă optimismul, carisma, talentul nu erau calități, Nea Nelu ar fi fost plin de defecte. Nu-i plăcea să-și expună greutățile, urma legea lăutarului, aceea de a-i face pe alții să se veselească, chiar dacă trăia momente în care inima era întunecată. Am cântat și când am fost trist, pentru că așa este legea asta a lăutarului. Îți dau cuvântul de onoare și de om că am lăsat fratele meu mort și am mers la cântare. Fiecare lucru e cu treaba lui, pentru că ce vină... În aceeași zi s-a întâmplat, da, să aveți cântare și în aceeași, da, zi să vă mormântați fratele. Păi ce vină ai tu că tu ai nuntă și mie mi-a murit un frate? Eu trebuie să vin la tine pentru că m-ai plătit, dar mă așteaptă o lume, fiecare. Asta e, lăutarul a fost cel mai... Întotdeauna a fost în situații grele. A cântat și pe frig, și pe ninsoare, și pe căldură, și pe orice. Nelu Ploieșteanu a avut 5 copii, 4 fiice și un fiu. Deși era mereu cu zâmbetul pe buze și bine dispunea pe cei din jur, acasă interpretul ascundea o dramă. Eu am un băiat de 21 de ani care nu merge. E bolnav. Așa mi l-a dat Dumnezeu să-mi trăiască la toată lumea. Așa s-a născut? Da. Am încercat, și băiatul toată viața lui a stat în pat, adică, da, în scaun? Da, pe cărucior, nu vorbește, nu merge. Nu vorbește deloc? Nu. E o crucie și trebuie să o duci. Mă rog tot timpul și fiecare seară ce am spus. Doamne, iartă-mă dacă am greșit cu ceva, dacă am păcate, iartă-mă, Doamne, păcatele, dar fă o minune pentru Mihăiță. Eu n-aș mai avea de ce să trăiesc fără el. Să mă ia Dumnezeu pe mine, pe taică, să-și pună pe el.
Din păcate, acum 3 ani, Mihăiță a murit. Avea 32 de ani. Rând pe rând, Nelu Ploieșteanu și-a condus pe ultimul drum cei mai buni prieteni, pe Ștefan Iordache și mai apoi pe Gheorghe Dinică. Of, 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 nu pot, nu pot, capitane, of, ce dureros mai. Era piesa preferată a lui Ștefan Iordache. Da, n-am reușit să cânt. Am avut un jurământ, așa, o convenție, să când spunea dacă mor să-mi cânti cântarea asta la mormânt, la margi. Și am spus, de unde știi cine mare primul? Pentru că nu admiteam să vorbim de azi. La cărciuma din cartier, unde se cântă și se bea, vreau astă seară să petrec cu amintiri din viața mea. Am mai făcut câte beție, am mai iubit niște femei și m-am vândut la galerie pentru un bilet de câțiva lei. Eu cu Ștefan Iordache ne-am întâlnit cu meșterul și am lucrat împreună pe urmă la niște... 3 CD-uri am spectacole, făcut. CD-uri, 3, da. Nu știu ce, ne-am înțeles foarte bine și mi-a plăcut perioada aia. Eu ne mulțumesc toată viața pentru că au fost lângă mine și m-au înțeles și m-au... Am scos și niște CD-uri, da, și nu știu ce, tâmplea a mers treaba. Nu s-a plâns vreodată, deși se știa cu probleme cardiace, nu se odihnea, iar uneori făcea excese. Nici măcar preinfarctul suferit în anul 2012 nu l-a convins să se lase de fumat. Nu puteți să renunțați? Nimeni până acum n-a reușit să vă facă să renunțați la țigări? Nu. Le-am schimbat de toate felul, mai ușoare, mai aia. Dar domnul doctor, care îmi cer scuze pe această cale, a zis, nu țigara dăunează, ci fumul. Poți să fumezi orice. Cât de subțire, dacă ar fi, dacă e fum, fum. Și nu? Eu am zis că dacă mai cânt și eu, dacă mai cânt vreo 2-3 ani, așa, e suficient, gata. Ce cum, Neanelu, că avem nevoie să cântați 100 de ani, nu 2-3. Păi tu nu știi cântarea bătrânețe, haine grele. Cât fumați pe zi? 3 pachete. 3 pachete pe zi? Da. Pe cuvântul meu. Sunt vagabondul vieții mele, ca într-un film cu rașcapul, mătrător de praf de stele și cu surgiu fără cusur. Iar când adorm spre dimineață, îmi reproșez de la început că n-am luat totul de la viață și nu i-am dat cât aș fi. Irina Loghin și Nelu Vlad, două legende ale muzicii populare și de petrecere, sunt astăzi aici. Când i-am invitat, nici prin cap nu ne trecea că vom începe cu această veste tristă pentru toată scena muzicală românească. Dispariția lui Nelu Ploieșteanu este o mare pierdere pentru lumea artistică. Irina Loghin și Nelu Vlad, o să vedeți, au cu totul și cu totul alt motiv pentru care au venit astăzi, dar am hotărât să facem așa o mică schimbare și să vorbim despre ce a însemnat și cât de important a fost și Nelu Ploieșteanu pentru cei doi. Sărut mâna! Îmi cer scuze că toți am fost așa luați pe nepregătite. Cât e de bună ziua! Să la microfon. Zic, cât e de bună ziua pe care, într-adevăr, ne-a luat prin surprindere. Ne-a luat prin surprindere pentru că dumneavoastră ați venit pentru cu totul și cu totul altceva. O să vedeți imediat despre ce este vorba, oameni buni. Dar l-ați cunoscut foarte bine pe Nelu Ploieșteanu. Da, am făcut foarte multe turnee cu el. Foarte multe. Era, nu spun să zici de morți, numai de bine. Nu este adevărat. Era de o modestie și
cu minte, la locul lui. N-avea el treabă cu bârfax, cu, chiar dacă îl mai provoca câte unii de prin cabină. Nu, își vedea de treaba lui și toți soliștii de obicei vor să intre primii, să termine, să plece, nu știu ce. El stătea în banca lui acolo, hai mai neluzi, dar tu ce faci? De ce? De cât stai aici? Poate trebuie să ajungi acasă sau undeva. Da, da. Nu, doamna Erna, stau, nu vreau să deranjez pe nimeni. Stau când mă cheamă și mă duc. Era unicat. Din păcate, toate aceste șlagări care le-am ascultat și până acum se pierd. Că nu cânta numai lăutărești. Catanga, și da, de exact, câteva zile. Muzica lăutărească. Iarăși, muzica lăutărească a pierdut și poate unii dintre cei mai valoroși oameni, cum spuneam, Cornelia Catanga, Nelu Ploieșteanu, oameni care au făcut multe lucruri în lumea asta muzicală și mai ales pentru muzica lăutărească. Pierdere foarte mare, foarte, foarte mare. Mai are și Ploieșteanu cu toți actorii lui, cu Ștefan Iordache, cu Dinică, Dinică, cu... Da, da, erau, aveau niște seri acolo la Șarpele Roșu. La Șarpele Roșu, da. Mi-am întâlnit și eu de câteva ori, o atmosferă extraordinară. Păcat, păcat pentru că nu mai cântă nimeni ca el. Numai toate șlagărele astea, nu neapărat lăutărești. Cântecele de suflet da. Vechi se duc, nu le prea nimeni. Păcat. Da. Nelu Vlad, când l-ați văzut ultima dată pe Nelu Vlad? L-am văzut de mult, acum 30 de ani. Nu, ultima dată. Ultima dată, acum o lună de zile. De aia aș spune că am două păreri de rău. Una că unul din ultimele simboluri ale muzicii lăutărești s-a pierdut alături de Catanga. Și a doua părere de rău este faptul că acum o lună de zile ne-am întâlnit și a insistat să merg la Slănicu Moldova, unde el cânta și m-a asigurat că acolo este gradul zero de infectare și vorbește cu șefa lui să mă duc la el în vizită pentru asta câteva zile să cânt alături de el. I-am spus că merg, vin Nelule imediat. Numai săptămâna în care eu am fost programat să merg acolo, el a ajuns la Floreasca. Și tot așteptam subliniat să termine ca să merg la Slănicu Moldova. Un om al maselor, un om al poporului, era agreat de orice gen de auditor. Și trăia auditor. Pentru chestia asta, să cânte pentru oameni, să-i bine dispună, da. Exact cam ce face orice artist. Era asta fidel, e cea mai mare bucurie. Fidel meseriei pe care o avea și eu l-am avut într-o seară, că timp de 7 ani eu am fost moderator, dacă n-ai știut, la televiziunea Brăila Galați și am avut cei mai mari artiști, în afară de doamna Irina. Mă rog, da. Doamna Irina, și vreo 20 de ani ați vorbit, dar povestim imediat despre dar nici nu m-ai invitat. Da. Și atunci l-am avut pe el invitat și vreau să spun că atâta simpatie a fost pentru Brăila și Galați că făceam și cu telefoane în direct. Da. A bătut recordul atunci Nelu Ploieșteanu. Un om iubit. Orice îi se cerea, Nelu Ploieșteanu avea magazia plină, cămara muzicală arhiplină. Nicu Gigantu, un om apropiat al familiei, nașul uneia dintre fete, este alături de noi. Condoleanțe! Mersi, Măruță, te pup, să rămână lui doamna Irina, salut și pe Vlad. Ne pare rău pentru că și astăzi a mai plecat, o stea de lângă noi. Sunt niște clipe foarte grele, nici nu mă așteptam, mai ales că acum 2 luni de zile am avut și eu un deces în familie, mi-a murit mama. Tot din cauza COVID-ului? Nu, nu, pe bătrânețe, avea o vârstă. Mă rog, și a venit la priveghe 2 seri la rând și chiar am stat cu el până la 3-4 dimineața. Nu dădea niciun semn de boală, de niciun fel de probleme. Chiar mai făceam glume între noi, că așa e la priveghe. Chiar ne gândeam, zic, mai apucăm, băi, 90 de ani, noi, nu știu ce, cu tare. Mă rog, a venit la priveghe, cum îmi spun, 2 zile la rând, n-a dat niciun semn de boală, absolut chiar nimic, cu toate că acum 2 ani el a avut niște probleme și a fost internat tot așa în spital. Dar, cum a spus și medicul, atunci a sărit groapa. Uite că de data asta nici nu mă așteptam, dar a venit ca o bombă. Dar știți că de unde a luat virusul? Sincer să fiu, nu știu cu de unde și până unde. Am rămas și eu surprins, pentru că el efectiv a cântat acolo, cum a spus și Vlad, a cântat la Slănicu Moldova, unde era aerul curat, nu era, era zona zero, nu era problemă. Dar cred
el cântând, cred că a transpirat, a ieșit cumva afară, el fiind și o fire mai sensibilă, că avea niște probleme de sănătate, și cred că aia a fost toată problema de s-a ajuns aici. Da, dar el a fost internat la Floreasca pentru infecție cu COVID. SARS... Stai puțin, da. Stai puțin. Deci el când a venit acasă, s-a simțit exact ce ți-am spus, răcit, știi, avea temperatură, da. A luat niște medicamente pentru temperatură, dar s-a simțit din ce în ce mai rău. Când a mers la Floreasca la spital, doctorii au spus... Domnul Nelu, hai domnule să vă internăm, să vă facem o tomografie, să facem niște analize, rămâneți internat. Ei, cred că aici a fost problema. El a refuzat internarea și a spus că merg acasă, că mă fac bine acasă. Ei, mergând acasă, nu s-a simțit bine în seara aceea și a doua zi am înțeles că s-a internat la urgență. Ei, aici a fost problema, că am înțeles că l-a intubat și de atunci nu s-a mai dat niciun semn de viață. Am înțeles că domnul Cerceluș și tot și-a dat tot interesul pentru el, dar după cât am înțeles, nici plămânii nu mai funcționa și avea multe probleme și uite că s-a stins. Dumnezeu să-l odihnească în pace. Mulțumim mult pentru telefon. Dumnezeu să-l odihnească în pace, cum spuneam, și condoleanțe pentru întreaga familie. Mersi, vă pun să aveți o zi frumoasă, Dumnezeu să-l odihnească. Numai bine. Mulțumim. Asta ziceați dumneavoastră, doamna Irina Loghin, când a avut probleme de sănătate, când a vrut să se interneze din prima, și cât de importantă este și prevenția și să-ți faci așa un control periodic și atunci când ți se spune că, știi, trebuie să rămâi pentru următoarea perioadă în spital, pentru că aici putem să avem mai multă grijă de tine, să nu... Nu trebuie să treci cu ușurință niciodată, niciodată, și trebuie să fii atent cu tine, mai ales că ia câte de un an de zile suntem în această presiune al COVID-ului. Deci nu, atent ce mănânci, ce deci țigările care atacă plămânii, da, foarte mult, Da, eu am sezizat ce a zis Nelu în fața medicului, că nu poate să renunțe la fumat. Eu am început târziu să fumez, pe la 35 de ani, și am fumat 4 ani și am făcut și eu un infarct. De la fumat? Da, și când am scos la medic, am picat jos, mi-a făcut o injecție, mi-a revenit și mi-a zis ce s-a întâmplat. Am scos geaca mea, aveam o geacă hoață la vremea aia, și aveam 7 pachete de țigări în buzunar. Le-am întins pe pat și am înumărat cât îi lipseau din fiecare pachet. La orele 19 aveam 52 de țigări fumate. Dar cum făceam chefuri până la 1-2 noaptea, mai fumam cel puțin 20-30. Și ajungeam și eu exact la 3 pachete și ceva pe zi. În momentul când simți cam cum arată moartea, când o vezi, dar simți, nu-ți mai arde de țigări. Și eu de atunci, deși pătimesc când văd unul cu fumează, aș vrea să fumez și eu cu patos. Da, vaccin. Când mă gândesc cum a fost momentul ăla, nu trece prin cap. Nici n-am mai aprins vreodată o țigară. Vreau să vă întreb ceva, doamna Irina Loghin. Când vedeți toate aceste lucruri și ușor, ușor, cum mari artiști așa se duc, vă gândiți că, doamne, parcă e important în tot ce faci în viață să ai timp de familie, să ai timp de tine, pentru că artistul întotdeauna vrea să-l bine dispună pe celălalt. Mii de kilometri, sute de mii de kilometri ați făcut și dumneavoastră în toată cariera. Așa este, da. Ce poți simți atunci decât tristețe și o teamă de asta că se scurtează viața? Deci noi, eu, slavă Domnului, am ajuns la o vârstă, dar prea se curăță din tineri mulți. Foarte mulți, și te îngrozești când te întreb de ce, pentru ce, cu ce au greșit ei. Este destul de grele pierderile, foarte grele. Cine, iată, și Katanga, câți... Da, dar probabil nopțile astea pierdute... Nopțile pierdute datorită meseriei, nu? Da, datorită meseriei, mie nopțile pierdute m-a lăsat cu insomnie, cum să zic, groaznică.
cu insomnie de... N-am putut, m-am dus și prin Germania și prin... Și tot n-ați rezolvat. Nu, n-am rezolvat, mi-a pus tot felul de aparate pe cap, că m-am căutat, adică simt treaba asta, sunt atent la ce, la ce fac. Dar asta nu rezolv. Cu toate medicamentele naturiste care sunt, cu... Trebuie să ai grijă de tine, cel mai important. Da. O să continuăm discuția după o scurtă pauză de publicitate și o să afle și oamenii în câteva momente de ce vreo 20 de ani Irina Loghin și Nelu Vlad nu și-au vorbit. 20 de ani? Oh, mai mult? Atât. 20 de ani e prea mult. 10? No, mai reducem după, după 10? Pauză. Nu, dacă 10 mai ani? Taie, mai taie. Dar nu, cam că nu ne-am ani. Vorbit. Da. Dar nu eu. Nu, trebuie să Nelu recunoaște. Nelu e de vine, dar povestim imediat. Nelu, tu ești, trebuie să recunoști. Păi recunosc. Eu am fost o foarte mare fan a lui. Haideți că povestim. Înainte de Revoluție. Acum povestim. Păi nu, că trebuie să luăm publicitate și să avem timp doar într-un momentul ăsta. Deci ați aflat, oameni buni, 10 ani. Nu și-au vorbit Irina Loghin și Nelu Vlad, dar astăzi sunt pe canapea și o să aflați care a fost și motivul și ce este cel mai important e că oamenii ăștia o să vă cânte. Rămâneți cu noi, ne întoarcem imediat.